Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, doi invitați speciali, domnul Bogdan Tătaru Cazaban, istoric al religiilor și doctrinelor filozofice, și Cezar Ivan Coliță, autorul cărții despre care, iată, vom povesti astăzi, Arhanghelul Mihail, și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, așadar Cezar Ivan Coliță, scriitor și teolog. O carte, spun eu, remarcabilă și o carte despre care vom mai povesti și în alte contexte, bineînțeles, în alte circunstanțe, pentru că, iată, este un prilej, spun eu, foarte important de a vorbi despre personalitatea Arhanghelului Mihail. Și aș începe discuția noastră, domnule Bogdan Tătaru Cazaban, cu următoarea idee. Se poate vorbi în spiritualitatea creștină de un orizont angelic al existenței noastre? Da, se poate vorbi. Întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru acest prilej pe care mi-l oferiți pentru a vorbi despre îngeri, despre orizontul angelic al existenței, dar întâi de toate pentru a saluta apariția acestei cărți pe care eu o consider complementară, foarte binevenită față de toate cele care au fost scrise până acum despre îngeri în limba română. Cartea domnului Cezar Ivan Coliță, Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, iată prilejul întâlnirii noastre și totodată o bună ocazie de a ne pune problema dacă mai putem și cum mai putem vorbi astăzi despre îngeri. Eu cred că putem vorbi despre îngeri pentru că avem mai multe mărturii care ne ajută în acest sens. Întotdeauna când am fost întrebat de la ce pornim atunci când evocăm pe îngeri, am spus că pornim de la experiențele care au fost înregistrate în aceste texte care constituie tradiția. Sigur că tradiția nu este formată doar din mărturii textuale, ea are și alte tipuri de mărturii, dar întâi de toate, palierul la care e important să ne raportăm este cel al experienței spirituale care este încapsulată în texte, în imagini. Și domnul Cezar Ivan Coliță cred că a făcut foarte bine referindu-se la toate aceste tipuri de mărturii care ne ajută să reconstituim felul în care îngerii au fost experiați, trăiți, să spunem, relația cu ei a fost trăită în viața spirituală de-a lungul secolelor. Așadar, avem o dublă perspectivă, o perspectivă istorică, o perspectivă care este la îndemâna cercetătorului, dar și o perspectivă spirituală, care nu trebuie deloc să fie lăsată deoparte, pentru că ea este, într-un fel, calea de acces privilegiată atunci când vorbim despre îngeri. Pentru că ne referim, așa cum preveneam pe cei care ne ascultă și ne văd, ne referim în primul rând la o relație vie pe care unii dintre oameni au avut-o cu îngerii, ei au avut viziunea îngerilor, i-au văzut, i-au contemplat, au primit vizitele lor și toate aceste tipuri de experiență au fost înregistrate apoi în texte care au ajuns până la noi. Nu înseamnă că viziunea îngerilor s-a oprit undeva în depărtare, există și în zilele noastre mărturii despre aceste experiențe spirituale, care desigur nu sunt accesibile oricui. Nici nu cred că ar exista o rețetă pentru a ne pregăti să ne întâlnim cu îngerii. Orice întâlnire cu ceea ce se află dincolo de lumea imediată este în primul și în primul rând un dar, e o poartă care se deschide, o comunicare pe care noi cei de aici o primim ca pe un dar și cred că aceasta este condiția esențială de receptivitate. Prin urmare, da, putem vorbi de orizontul angelic al existenței în mai multe sensuri. A existat pentru o bună parte din istoria angelologiei, deci istoria gândirii despre îngeri, nu? A existat această tradiție care a considerat că viața umană care
țintește spre desăvârșire, se orientează spre desăvârșire, nu face altceva decât să se apropie de viața îngerească, să se asemene cu ea. În urmare, acesta ar fi un sens al orizontului angelic al existenței noastre. Dar eu cred că mai există cel puțin un sens pe care îl descifrăm atunci când citim cu atenție textele Scripturii și apoi continuăm pe firul tradiției până în modernitate și postmodernitate, și anume atunci când ne referim la îngeri ca fiind frații noștri mai mari, cum i-am numit în mai multe rânduri, adică cei care au o condiție de anterioritate în creație, au fost creați primii, și care se raportează la noi, intră cu noi într-o relație pedagogică. Ei aplică în relația cu noi, cu cei care le suntem încredințați, o pedagogie spirituală. Sigur, în primul rând ca mesageri, aceasta este funcția lor esențială și, desigur, apoi ca însoțitori pe cale, ca păstori, chiar a existat acest termen în literatura duhovnicească și teologică din primele secole, îngerii păstori. În fine, există o pluralitate, așadar o bogăție extraordinară de înțelesuri la care ne putem referi atunci când vorbim despre orizontul angelic. Domnule Cezar Ivan Coliță, autorul cărții despre care povestim astăzi, Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, cum reușește să fie Arhanghelul Mihail o călăuză pentru cei credincioși? În primul rând, aș dori să spun bună ziua, domnule Lucaci. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă și mai ales bună ziua, stimate domnule Bogdan Tătaru Cazaban. Mărturisesc că este o bucurie și în același timp o onoare să vă avem prezent în cadrul acestei întâlniri și că discutăm despre un subiect, a zice eu, aparte și foarte interesant în același timp. Bun, referitor la întrebarea dumneavoastră, domnule Lucaci, aș dori să încep scurta mea expunere prin a spune cine este de fapt Arhanghelul Mihail, cel puțin în iconografia bisericească. Probabil că cu toții îl recunoaștem și spun că este acel oștean înaripat, acel tânăr oștean înaripat ce poartă în mâini o lance sau o sabie de foc. Dacă ne concentrăm un pic asupra acestor două elemente, am putea spune că primul, sabia de foc, trimite la două pasaje scripturistice importante. Primul este cel din Cartea Genezii, de la capitolul al treilea, când vedem că Domnul pune un heruvim cu sabie rotitoare de foc ca să păzească pomul vieții, care deja nu mai era accesibil protopărinților noștri, Adam și Eva, deoarece ei căzuseră în păcat. Și în același timp, elementul sabiei înflăcărate poate să trimită și la capitolul al 12-lea din Cartea Apocalipsei, în care vedem că Arhanghelul Mihail biruie în chip glorios pe Lucifer împreună cu tagmele lui de îngeri căzuți, care deveniseră între timp demoni. Dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că această sabie de foc nu trebuie să ne ducă cu gândul la un element propriu naturii Arhanghelului Mihail, pentru că altfel s-ar putea să avem o oarecare viziune ușor mitologizată, să zic. Și după cum ne spun anumite tâlcuiri, în special cele ale Sfântului Dionisie Misticul sau Areopagitul, elementul sabiei de foc reprezintă, după cum spunea și domnul Bogdan Tătaru Cazaban, o pedagogie, o pedagogie catartică, curățitoare, un entuziasm plin de înflăcărare transmis în mod tainic de către Arhanghelul Mihail tuturor nevoitorilor creștini care vor să meargă pe calea cea strâmtă a vieții, adică a desăvârșirii. Iar în același timp, elementul aripilor trimite iar la o realitate, aș putea să zic, tainică și inefabilă în același timp. Și tâlcuirile subtile ale mai multor părinți bisericești spun
următorul lucru, printre care Sfântul Ioan Gură de Aur. Aripile nu trebuie să ne ducă cu gândul la faptul că Arhanghelul Mihail ar fi precum o făptură înaripată asemenea păsărilor, nici de cum, ci că aripile ar duce cu gândul la înălțimea firii îngerești, care este mai presus de lumea aceasta materială, dar și la ușurința și rapiditatea cu care Arhanghelul Mihail se deplasează dintr-un loc în altul, am spune cu viteza fulgerului sau a gândului, că până la urmă el este o inteligență cerească. Iar în același timp, mai multe tâlcuiri foarte frumoase ale Sfinților Părinți spun că, de fapt, Arhanghelul Mihail se învăluie cu acele aripi, de fapt, în niște subtile acoperăminte, să le spunem, care îl învelesc într-un mean de mister. Adică aceste subtile acoperăminte ar fi acoperământul discreției și acoperământul smereniei cu care Arhanghelul Mihail se învăluie față de privirile tuturor pământenilor care fie nu sunt vrenici sau nu sunt pregătiți să aibă parte de o experiență autentică a metafizicului. Și prin prisma acestor două elemente de care am vorbit până acum, Arhanghelul Mihail este o bună călăuză în acest sens și putem să spunem că precum Arhanghelul Mihail luptă cu sabie de foc împotriva tuturor duhurilor potrivnice, tot așa și noi, ca oameni, suntem chemați să luptăm împotriva tuturor faptelor și deciziilor care ne compromit, ne întinează la nivel moral și spiritual și care vin fie dintr-o influență nefastă a duhurilor potrivnice, dar nu este neapărat acest lucru, ci și dintr-o neputință a firii noastre omenești căzute, iată, în acest veac. Și menirea aceasta noastră de luptător cu voință înflăcărată o aflăm chiar de la Sfântul Apostol Pavel, care spune următorul lucru în epistola către Efeseni. Permiteți-mi să citez un fragment. Spune așa: lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, adică împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Închei citatul și în același timp în încheiere aș vrea să spun că prin prisma aripilor, care am spus că nu sunt chiar niște aripi, ci niște acoperăminte inefabile ale Arhanghelului Mihail, care se învelește în discreție și în smerenie, tot în același timp și noi suntem chemați să ne învăluim, să zicem, toate realizările noastre, toate tendințele noastre de epatare în societate sau imaginea noastră de sine, chiar și toate faptele noastre bune, în acest văl al discreției și al smereniei, pentru că până la urmă aceste două virtuți sunt până la urmă niște calități angelice, dar și în același timp mai ales smerenia este maica și începutul tuturor virtuților. Și aș vrea să închei cu ceva semnificativ care mi-a plăcut foarte mult și m-a zidit cel puțin sufletește, un cuvânt al Sfântului Isaac Sirul despre smerenie, îngeri și demoni. Permiteți-mi să citez. Dacă mândria a făcut din unii îngeri diavoli, tot așa și smerenia poate face din diavoli îngeri. Drept aceea să îndrăznească toți cei ce au căzut. Închei citatul și vă mulțumesc pentru atenție și cam acesta ar fi cuvântul pe care am vrut să vi-l pun la suflet, să zic așa. Da, vreau să completez mai devreme ceea ce ați spus dumneavoastră și mă gândeam la lupta sau personificarea luptei Arhanghelului Mihail și primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost patim, lupta cu patimile. Domnule Bogdan Tătaru Cazaban, aș vrea să vă întreb de ce se spune despre comunitățile monastice că sunt mai aproape de îngeri și până la urmă cum ne poartă de grijă îngerii păzitori? Da, spuneam
la începutul intervenției mele că orizontul angelic al existenței a fost înțeles întâi de toate ca fiind modelul vieții îngerești pentru monahi, pentru cei care au optat pentru o viață de retragere în singurătate sau în comunități, care nu au alt scop decât acela de a se forma pentru a-L contempla pe Dumnezeu și pentru a atinge desăvârșirea. E bine, se spune că sunt mai aproape tocmai pentru că în fața lor există acest model, care este un model pedagogic. Asta nu înseamnă că viața oamenilor trebuie să devină o viață ca îngerilor, este imposibil. Nu înseamnă că oamenii devin îngeri, pentru că între noi și ei există o distinție de condiție. Nu suntem creaturi care au fost alcătuite în mod diferit, și mai mult orizontul existenței noastre, vorbim acum în calitate de creștini, orizontul existenței noastre este cel oferit de Hristos. În urmare, nu este orizontul angelic cel care nu poate fi depășit, ci dimpotrivă, îngerii ne însoțesc în acest parcurs de asemănare cu Dumnezeu și de orientare spre Hristos. Asta funcționează în primul și în primul rând în cazul comunităților monahale, în cazul fiecărui monah care a ales să ducă o viață ca îngerului, adică detașată cât se poate de mult de grijile acestei lumi și de toate ancorele noastre materiale. De fapt, asta este modelul prin excelență, dacă ne raportăm la părinții pustiei și la ceea ce a urmat ca tradiție după părinții pustiei, atât în răsărit cât și în apus. Acum, aș spune că Arhanghelul Mihail reprezintă prin excelență chipul lumii îngerești. E personalitatea cea mai cunoscută. Îngerii păzitori sunt cei care ne sunt cărora le suntem încredințați, se spune, de când ne naștem sau, potrivit altor mărturii ale tradiției, mai ales de la botez. Există și o versiune care ne ajută să îmbinăm cele două mărturii ale tradiției și care susține că această grijă, această purtare de grijă a îngerilor păzitori pentru cei botezați se intensifică odată cu botezul, deși ea este o grijă care începe odată cu venirea fiecăruia dintre noi pe lume. Bine, din punctul meu de vedere e foarte interesant să studiem aceste mărturii, pentru că ele mi se par complementare și ne ajută să înțelegem reflecția, parcursul acesta de reflecție care a fost făcut de-a lungul tradiției creștine, pentru că la ea ne referim, dar sigur că este și făcut și într-un sens mai larg. Ei bine, îngerii păzitori au o funcție multiplă. În primul și în primul rând, ei sunt cei care ne asistă. Așadar, au o proximitate protectoare. În al doilea rând, sunt cei care ne însoțesc. Au o fraternitate mai marcată în sensul acesta. Sunt frații noștri doar mai mari, ci sunt și cei care au misiunea de a ne călăuzi în parcursul nostru. Sunt doar două condiții, două condiționări ale eficacității prezenței sale, prezenței Îngerului Păzitor. Și anume, menținerea la distanță de păcat este primul lucru, dar există texte care ne spun că și atunci când nici atunci când păcătuim, Îngerul Păzitor nu se depărtează de la noi, ci se întristează. Este această precizare importantă, așadar fidelitatea lor față de noi este menținută inclusiv în condiția căderii. Nu pentru că ei participă în un fel sau altul, nu au cum să participe la această situație, la această cădere a noastră, dar pentru că ei sunt fideli misiunii pentru care au fost trimiși alături de noi. Și a doua condiție a eficacității prezenței este, desigur, receptivitatea noastră față de revelația divină.
Nu? Atunci când îngerii au de-a face cu o opacitate, cu încăpățânare, cu îndărătnicie, cu voința de a te menține în autoexilarea, în afara relației cu Dumnezeu și cu transcendența, e bine, misiunea lor e mai grea. Asta este clar, dacă ne-i permis să glumim puțin. Prin urmare, îngerii sunt, cum vă spuneam, însoțitori pe cale, sunt cei care ne asistă, dar și cei care ne învață, adică, în anumite momente, ei primesc misiunea de a ne ajuta să înțelegem mai bine ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Ne frăgezesc receptivitatea și devin în felul acesta chiar păstorii noștri. Termenul este prezent, vă spuneam, în mai multe texte patristice sau învățătorii noștri. Sigur că învățător este unul singur, evident, ei nu transmit mesajele lor, ci nu fac altceva decât să permită această comunicare să o intensifice și să sporească receptivitatea noastră. Sunt doar câteva dintre funcțiile îngerului păzitor despre care s-a scris încă din vechime, dar asupra acestei funcții cred că merită să insistăm, să reflectăm, să medităm. Poate că nu suntem suficient de atenți la această proximitate, cum spunea domnul Coliță, discretă și smerită. Îngerul păzitor cred că are în primul și în primul rând aceste virtuți, care sunt virtuțile întregii lumii îngerești, dar în primul și în primul rând pentru că el se află în această proximitate permanentă pe care suntem puțin, de multe ori suntem puțin conștienți. Și e cu atât mai, cred, semnificativ să ne gândim ca la o prezență care, la el, la Îngerul Păzitor, ca la o prezență care reprezintă tocmai garanția faptului că Dumnezeu este fidel fiecăruia dintre noi, nu? Este o garanție în plus, sigur, de ordin nevăzut, de ordinul diafanului, dar numai puțin eficace. Și de asta e important să ne referim la mărturiile care au rămas scrise și care au irigat, ca o apă freatică, au irigat întreaga tradiție a vieții spirituale. Și o ultimă întrebare. Recunosc, această întrebare mi-a venit în timp ce vă ascultam și este nu doar o simplă întrebare, aș putea spune că este și un soi de curiozitate personală și sper să fie una sentimentul celor care ne ascultă și ne urmăresc. În calendarul sărbătorilor religioase creștine, și avem, iată, multe de-a lungul unui an, avem multe sărbători. Și mă gândeam, de exemplu, la sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, ei doi fiind luați împreună. Avem, bineînțeles, Sfântul Gheorghe, Sfântul Ioan și așa mai departe, Sfântul Vasile. De ce în cazul, pentru că vorbim totuși ca bază, să spunem, de studiu, da? Vorbim despre angelologie, de ce arhanghelii Mihail și Gavril, iată, pe care i-am sărbătorit cu ceva timp în urmă, de ce sunt luați împreună? Bineînțeles, din punct de vedere simbolic, așa cum spunea și domnul Cezar Ivan Coliță, din punct de vedere simbolic, fiecare ocupându-se, să spunem, cu altceva. În iconografie, Arhanghelul Mihail ne este prezentat, da, în armură, cu lance sau sabie, cumva și latura aceasta războinică, dar în sensul de a apăra virtuțile despre care pomeneați puțin mai devreme. Și iată, Îngerul Gavril este prezentat, da, și este cunoscut ca vestitorul de vești bune. Da, nu știu dacă domnul Coliță vrea să spună ceva, să înceapă.
Dacă nu pot încerca un răspuns. Sigur că da, cum dori. Vă ascult cu mare drag. Da. Și dacă mai este timp, o să mai aduc este, și o mai este. Dare foarte, foarte scurtă. Da. Da. Există sigur mai multe interpretări referitoare la sărbătorirea lor împreună, la semnificația celor doi arhangheli care reprezintă chipurile cele mai cunoscute ale lumii îngerești. Alături de acești doi arhangheli se află și arhanghelul Rafael, după cum știm. Și am putea spune, gândindu-ne la funcțiile pe care le îndeplinesc cei doi arhangheli, că în Mihail îl avem pe cel din tâi, cum a fost numit în textul profetului Daniel, pe cel din tâi dintre îngerii păzitori, așa spune textul, iar Gabriel avem, desigur, ilustrată funcția angelică a interpretării, a hermeneuticii, a oferirii mesajului, dar și a oferirii sensului acestui mesaj. Dar avem pe de o parte prin Mihail ilustrată lumea îngerească din perspectiva războiului nevăzut, adică din perspectiva acestei virtuți luptătoare care este prezentă în îngeri, iar în Gabriel avem ilustrat celălalt aspect care se referă mai degrabă la funcția de mesager, funcția generică de mesager și desigur la funcția hermeneutică. Gabriel este îngerul interpretării. Sigur că există și cealaltă interpretare care se referă la rolul pe care Mihail îl avea în raport cu poporul ales, nu, rolul de protecție, de ocrotitor oficial al poporului ales și rolul pe care arhanghelul Gabriel îl are în raport cu vestea cea bună, cu vestea cea nouă, cu Evanghelia. Pentru că el apare în două episoade esențiale, dar cel mai important episod este cel al bunei vestiri. Așadar, reunirea lor în cadrul aceleia sărbători ne oferă o imagine globală a istoriei mântuirii pe cele două paliere, palierul nevăzut, nu? Al războiului ceresc, al luptei nevăzute și totodată palierul intrării lui Dumnezeu în istorie. Domnule Cezar Ivan Coliț. O scurtă completare. Aș vrea să spun că, da, ei sunt concentrați într-o anumită sărbătoare, cea de pe 8 noiembrie, dar și Arhanghelul Mihail poate să mai, și este sărbătorit în calendarul creștin-ortodox și pe 6 septembrie, când sărbătorim minunea de la Honen, dar o să vedem că în sinaxarul nostru ortodox, Arhanghelul Gavril este sărbătorit în foarte multe zile din an. De exemplu, pe 26 martie, pe 11 iunie și pe 13 iulie. Nu intrăm acum în detalii, fiecare, dacă este doritor, poate să afle despre ce este vorba mai exact acolo. Este vorba despre niște apariții și despre niște revelații anume. Dar ce vreau să spun este faptul că noi, viața cerească și lumea îngerilor și a sfinților în general, trebuie să o înțelegem doar în Duhul și cu mintea lui Hristos, căci până la urmă de aici izvorăște credința noastră. El este izvorul vieții și nu îngerul. Chiar dacă suntem pasionați, fascinați de îngeri, trebuie să înțelegem sfințenia că ea izvorăște din Hristos și cel mai bine sfințenia, de fapt Hristos, se enipostaziază tocmai în sfinții umani, pentru că până la urmă și Hristos s-a întrupat și doar așa ne-a mântuit pe noi. Da? Nu vreun înger s-a întrupat sau Hristos nu s-a întrupat în calitate de înger, după cum spuneau din păcate unele învățători eronate din primele secole creștine. Și tot prin prisma acestui fapt vreau să adaug că îngerii în general sunt mai puțin cinstiți în biserică tocmai pentru a ne feri de anumite ispite angelolatrice. Noi putem să vedem
binele și răul uneori ca pe ceva absolut. Deci putem să vedem și pe demoni și pe îngeri aproape cu niște atribuții absolute, dar ei totuși rămân în spațiul creatului. Doar Dumnezeu este necreat și până la urmă trebuie să ne concentrăm asupra izvorului vieții, care este Dumnezeu. Până la urmă, după cum spune și titlul cărții mele, Arhanghelul Mihail este doar o călăuză, este doar un mesager. Și după cum spune și domnul Bogdan Tătaru Cazaban în cartea dumnealui despre corpul îngerilor, îngerul nu se oprește niciodată la sine însuși, ci tot timpul ne pune într-un spațiu diafan, dar el tot timpul asigură legătura dintre Dumnezeu și om. Vă mulțumesc foarte mult, dragii noștri, au fost alături de noi domnul Bogdan Tătaru Cazaban, istoric al religiilor și doctrinilor filozofice, și domnul Cezar Ivan Coliță, scriitor teolog, autorul cărții despre care noi am povestit astăzi, Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare. Noi vă dorim o zi frumoasă în continuare, le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri și ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere, toate cele bune!